când ne asculți, promitem să-ți aducem cea mai bună muzică de ieri și de azi. All day long, all the time. Europa FM. E inevitabil când ascultăm 3 sud-est, ne gândim la Constanța și la vară și la hai să vină o dată căldura aia. Asta pentru că am ascultat ceva mai devreme 3 sud-est. Acum suntem pregătiți de rațiunea zilei. Da, Cătălin? Salut, ce ori mai facem, băieții de la 3 sud-est? Fac bine, au avut concert aniversar de hit-uri curând. După hit-uri. Câți ani de 3 sud-est? Cred că 25, sper să nu greșesc, dar cred că au sărbătorit 25 de ani de 3 sud-est. 25? Uh-huh. Ar fi 30, mă gândesc, poate, cred că 25. O să caut, da. Dar cred că 25, oricum maximum 30. Și au avut un concert la Sala Palatului, cred, sau la Polivalente. Da, tot înainte, tot înainte că vorba aia, am crescut cu muzica lor, nu? Da, chiar da. Poftim? Chiar da, zic. Chiar da, da. Chiar de da. La amintiri. Chiar n-am ascultat de mult amintirile. Da, da, imediat rezolvăm, stați. Nu rezolvăm, că am ascultat acum ceva, da, mai devreme. Mai treceți mâine. Imediat mâine, da. Eu vin să fac, cum să zic, o punere la zi, sau o punere în temă. Cum suntem cu conflictul? Sunt raze de speranță? Mai e loc de diplomație? Chiar sunt curios să aflu. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Sunt câteva fapte care trebuie amintite. În primul rând că în Ucraina au continuat bombardamentele și în special asupra unor zone civile. Da, să spunem lucrul acesta. Armata rusă a atacat blocuri, știți, de lovitura de bombă sau de lovitura de avion cu bombă asupra unui teatru. Sunt supraviețuitori acolo, erau adăpostite câteva sute de persoane, alte relatări spun peste 1000. Nu erau propriu-zis în clădirea teatrului, există un adăpost sub acel teatru și oamenii sunt acolo, de asta sunt și supraviețuitori și asta e vestea bună a zilei. În orice caz se adună multe date și multe fapte care arată că armata rusă comite crime de război acolo și că face lucruri din punct de vedere omenesc absolut de neînțeles. Pe fondul acesta, președintele Zelenski a ținut un discurs în Congresul Statelor Unite, un discurs prin intermediul tehnologiei virtual și a cerut ajutor, sigur a pus presiune mare asupra americanilor, spunându-le că uitați în ce situație suntem, se omoară civili, trebuie să faceți acea zonă no-fly, adică să nu se zboare, protejați-ne spațiul aerian, asta spune Zelenski, practic invitându-i pe cei din NATO să intre cu avioanele în zona de război, ceea ce din punct de vedere al țărilor NATO și din punctul de vedere al multor cetățeni ar duce la o confruntare directă între NATO și Rusia. Deci asta nu se va întâmpla. Dar în urma imaginilor și emoției stârnite în Congresul American, președintele Biden a trebuit să facă două lucruri. Unul pe care l-avea pregătit și anume le-a promis și le-a și dat ucrainenilor ajutor de război constând în arme defensive și au specificat acest lucru. Deci mai multe aparatură din aceea Sfânta Javelin, cum se numește, ce este ea, o armă antitank. Spaima tankurilor, am văzut. Exact. 800 de milioane de euro vor fi băgate în arme de acest, de dolari, în arme de acest tip. Al doilea lucru pentru care președintele Biden nu era pregătit și asta a venit ca o surpriză pentru toată lumea, a fost că după acest discurs, președintele Biden, ca să răspundă emoției și răspunzând de fapt și la întrebarea unui jurnalist, a fost să-l numească direct pe Vladimir Putin criminal de război. Ceea ce la nivel diplomatic nu se poate face pentru că întrerupe legăturile practic dintre cele două state. Asta după ce a înțeles întrebarea, că inițial am impresia că a zis nu. Da. Și că apoi s-a întors la ziaristă și ce m-ai întrebat? Da, 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 exact. Da, a fost o chestiune, a fost o chestiune de genul ăsta care în diplomație nu prea se face. Adică mesajul a fost tranșant. Țineți minte că s-a primit această întrebare și la București, la conferința de presă a lui Klaus Iohannis cu Kamala Harris. Și domnul Iohannis a răspuns așa, foarte diplomat. Se adună datele, se fac probele, instituțiile internaționale. Aminte, tribunalul de la Haga a spus că această invazie este ilegală. Deci, în general, nu se fac lucruri de astea. Rusia a spus că este un lucru de neuitat și de neiertat, ce a spus, adică atacul la adresa lui Putin. Și pare că aici posibilitatea unor negocieri directe este oarecum întreruptă. Deși Rusia își arătase disponibilitatea pentru o întâlnire Putin-Biden, președintele Biden va evita pentru că nu vrea să-l credibilizeze pe omul acesta. În schimb, se întâlnește mâine cu președintele Chinei.
există această întâlnire pe un fond destul de complicat în care țările, de fapt una dintre țările arabe, Emiratele Unite, ar putea să vândă Arabia Saudită, îmi cer scuze, ar putea să vândă petrol în yuani, ceea ce nu se întâmplă niciodată. Prețul petrolului este stabilit în dolari. În dolari, da. Și asta afectează poziția Statelor Unite în lumea internațională. Deci suntem într-un moment în care președintele Putin, ca aici voiam să ajung, este respins de comunitatea internațională pe toate planurile. America este pusă într-o situație dificilă economic și emoțională și trebuie să susțină acest război ucrainean. Practic, negocierile probabil se vor purta prin proxy, adică prin această întâlnire cu guvernul Chinei, să spunem acest lucru, și între timp rămâne discutat planul acela despre care știm doar pe surse jurnalistice, că are 15 puncte și că s-ar discuta între părțile, între Ucraina și Rusia, dar probabil hotărârile cu adevărat importante se vor lua în acest triunghi. Da, dinspre Europa mai vin semnale de negociere, nu știu, mai spune ceva Macron, cancelarul german sau... Cancelarul german a spus astăzi că Germania nu va lua parte la ofensivă sau la un război împotriva Rusiei. Împotriva Rusiei, deci toată lumea rămâne pe aceleași poziții și probabil că se așteaptă rezultatele întâlnirii ăsteia de mâine, care ar putea să vadă sau să arate lumii care este poziția Chinei în chestiunea asta și atunci poate se mai calmează. Deci, deocamdată, răspunsul la întrebare e că se bate pasul pe loc. Nu sunt găsite căile de negociere sau, mă rog, de rezolvare a situației. Sau poate chiar s-a făcut un pas înapoi, așa, asta e impresia uneori, cel puțin de partea europeană. Da, Europa rămâne ferm pe poziție, are negocieri individuale, da, și cu sancțiunile, da. Îți mulțumesc, Cătălin, pentru comentarii. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.